Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. El nu merita o cruce, dar purta crucea mea și a ta. Cea mai mare durere a mea este că oamenii n-au înțeles ce înseamnă bucuria și nu înțeleg ce înseamnă bucuria și transferă către zona culinară toată greutatea sărbătorii. Se vorbește despre cozonac, despre oul roșu, se vorbește foarte mult despre cadoul, despre acest iepuraș care n-are nicio legătură nici cu Paștele, nici cu sărbătoarea Învierii Domnului. Bună seara, dragi prieteni, sunt Laura Manciu și vă spun bun regăsit la Oameni și Păreri. Paștele este cea mai veche și importantă sărbătoare a creștinătății, care a adus omenirii speranța mântuirii și a vieții veșnice prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Scopul acestei sărbători creștine este amintirea patimii, a morții și a învierii lui. În această seară de Paște, vă invit să ne întoarcem în timp cu mai bine de 2000 de ani și să privim scena crucificării Mântuitorului Iisus Hristos. Iată-L pe Dumnezeul om, murind din dragoste. Soarele și-a ascuns chipul pentru a nu vedea mizeria oamenilor. Cerul a plâns într-un torent de ploaie, până și păsările cerului și fiarele câmpului alergau dintr-o parte în alta, înțelegând în iraționalitatea lor că ceva ciudat se întâmplă. Să privim la mielul înjunghiat al lui Dumnezeu, copleșit de suferință, în timp ce purta păcatele lumii, batjocorit, scuipat și umilit. În acea după-amiază, tristă, Iisus a urcat muntele Calvarului purtând o cruce grea. El nu merita o cruce, dar purta crucea mea și a ta. Asta era ce se întâmpla acolo, la crucea de pe Calvar. Un schimb. Cineva murea în locul nostru. Cineva murea pentru a ne salva. Sfârșit de oboseală și plin de răni, a fost luat și biciuit în fața mulțimii. A împletit-o cu lună de spini pe care i-au pus-o pe cap. Pironit în cuiele care îi sfâșiau carnea, viața îi se scurgea picătură cu picătură. Domnul Iisus a trăit, a suferit și a murit pentru răscumpărarea noastră. Asupra lui, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată nelegiuirea noastră, a tuturor. Și marele lui sacrificiu a fost făcut, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este împreună cu noi pentru a dezbate acest subiect sensibil, Părintele Vasile Ioana. Hristos a înviat și bine ați venit la noi, Părinte. Adevărat a înviat ție și telespectatorilor și celor care ne urmăresc în online. Hristos să învieze și în inimile noastre, pentru că pentru aceasta a înviat. Ne numim creștini pentru că primim, iată, din botez numele Lui, purtăm amprenta prezenței Lui în noi și nu vrea Dumnezeu să piardă pe nimeni, ci vrea ca noi toți să ne mântuim, să ajungem în împărăția Lui cu El. De aceea s-a sacrificat pentru noi și de aceea a înviat, pentru că în ultimul cuvânt nu mai este al morții. Nu moartea are ultimul cuvânt. Astăzi moartea a fost învinsă. Sărbătorim marele praznic al biruinței asupra morții. Moartea nu mai există, ea nu mai are ultimul cuvânt, ci ea s-a dus la locul ei și acum în locul ei avem în noi viață. Și asta sărbătorim astăzi, viața. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor, viața. Oamenii din prin păcate și-au luat singuri din viață. Știi cum e un fumător? Sau cum este un om care bea, da? Un alcoolic. El bea și bea și bea și nu mai trăiește 80 de ani, trăiește 60. Scurtează viața. Scurtează viața prin fiecare păcat.
prin fiecare patimă, prin fiecare păcat, noi ne scurtăm viața. Îndemnul meu pentru această frumoasă seară de Paști, uh-huh, pe care o sărbătorim împreună și pe care, iată, telespectatorii aleg să o petreacă cu noi, uh-huh, ne oferă nouă această oră împreună, este un dar pentru care le mulțumim și e bine să le spunem adevărul suprem, și anume faptul că Dumnezeu a murit pentru, exact cum ai spus tu, pentru mine și pentru tine, pentru fiecare dintre noi, și că El ne oferă darurile Lui, numai că noi așezăm uneori altceva și mereu altceva și mereu altceva în locul prezenței Lui în viața noastră. E o mare durere că El nu doar s-a răstignit atunci, gata, pe El îl dor păcatele noastre și astăzi. Durerea celor palme primite în mod nedrept și a celor jigniri a fost atunci în istorie, dar El trăiește cu durere fiecare păcat pe care noi îl facem și se bucură cerul de fiecare păcătos care se pocăiește. Așadar, cred că ar trebui să ne gândim fiecare dintre noi astăzi, când acum mâncăm, bem, uh-huh, suntem la masa de Paște, trăim așa un moment de relaxare. Hai să ne gândim, Paștele ăsta a schimbat ceva la noi? Împăcarea asta cerului cu pământul m-a determinat și pe mine să mă împac cu șeful meu, cu colegul meu de birou, cu sora mea care e în Spania, cu vărul meu. Adică, fiindcă e sărbătoarea, uh-huh, împăcării, acum pentru că e seară, încă mai avem timp, fraților, sunați pe cei cu care n-ați avut relații bune. Pentru, uh-huh, că acum incredibilul se poate petrece, minunile se pot face în numele Învierii. Nimeni nu te poate refuza dacă tu astăzi dai un mesaj și spui Hristos a înviat. Uh-huh. În fața acestui mesaj se răspunde cu adevărat a înviat, știi? Și atunci se poate ca un om cu care ai avut o relație strâmbă sau o relație, poate că tu ai greșit. Și atunci ar fi un moment în care poți să scrii acolo Hristos a înviat cu ocazia acestei mari sărbători, dacă ți-am greșit cu ceva, cer scuze. Atunci iarăși e mai frumos, că te și smerești. E frumoasă smerenia. Fără smerenie nu ne putem mântui. Și această atitudine ar trebui, exact, să se perpetueze în tot cursul, da, zilelor, da, dar anilor, astăzi are o potență. Astăzi această iertare sau această dorință de a comunica cu cei dragi. Ai văzut că primești și tu, sunt sigur, mii de mesaje. Deci la un moment dat nu mai faci față. Am mesaje la care răspund după o lună de zile din cauza numărului imens. Dar cele mai importante persoane acum sunt persoanele cu care nu ne-am înțeles, uh-huh, bine. Mama, dacă ai, uh-huh, țipat la ea, dacă ai supărat-o, dacă ai spus, lasă-mă, fată, că n-am timp, am treabă, și o repezi pe mama. Azi e momentul să-i, mămică dragă, iartă-mă că am mai țipat la tine, poate te-am repezit. Iartă-mă, mamă dragă, Hristos a înviat. În momentul acesta, pentru că suntem în ceas de sărbătoare, nimeni nu e supărat astăzi. E sărbătoarea bucuriei Învierii. Și atunci ar trebui să profităm de momentul ăsta, pentru că mâine s-ar putea ca cineva să îți reproșeze. De Paște nu mi-ai dat mesaj. Știi? Cum se raportează românii la ideea de a petrece împreună cu familia Paștele? Există pericolul declanșării unor conflicte în interiorul familiei în această perioadă? Apar mereu conflicte, însă aș accentua întâi faptul că pentru român nu e nimic puțin. El vine din Spania cu mașina, vine din Italia, vine din Germania, vine din Marea Britanie cu avionul, ca să petreacă acasă la masa de Paști cu toată familia. Este sărbătoarea familiei alături de Crăciun, este sărbătoarea familiei și a bucuriei Învierii, de aceea cred că este o specificitate că românul vine acasă, la țară, face grătar, se bucură de cei dragi. Ăsta este un lucru extraordinar și tot efortul acesta chiar merită, pentru că nu e ceva mai frumos decât să-i întâlnești pe toți cei dragi ai tăi. E o sărbătoare a bucuriei, însă micile conflicte care pot să apară din cauza diferențelor de valori. Uh-huh. Adică dacă tu vii, și se întâmplă uneori ca cei care vin de afară să vină cu anumite atitudini și cei care sunt aici să-și protejeze cumva modul lor de a fi, cei care sunt influențați de alte moduri de a exista în Occident vin cu un soi de mai multă civilitate, aici este un pic mai mult conservatorism, și astfel se nasc mici dezbateri care, din păcate, uneori degenerează.
Cea mai mare durere a mea este că oamenii n-au înțeles ce înseamnă bucuria și nu înțeleg ce înseamnă bucuria și transferă către zona culinară toată greutatea sărbătorii. Se vorbește despre cozonac, despre oul roșu, se vorbește foarte mult despre cadoul, despre acest iepuraș care nu are nicio legătură nici cu Paștele, nici cu sărbătoarea Învierii Domnului. Pentru unii, sărbătorile reprezintă motive de bucurie, iar pentru alții motive de tristețe. Unii de-abia așteaptă să-și vadă membrii familiei, pe care îi văd destul de rar, iar alții așteaptă cu nesat să scape, să evadeze din acel mediu familial. Așa este. Sărbătoarea asta este o sărbătoare a libertății, că Dumnezeu a distrus moartea, și astfel fiecare dintre noi ne petrecem sărbătoarea aceasta în cel mai frumos mod, cu putință. Aș avea un mesaj totuși pentru cei singuri. Astăzi sunt foarte puțini singuri. În ziua de Paști majoritatea oamenilor se apropie unii de alții, familiile extinse. Dar să știi, draga mea, că la această oră sunt și case, apartamente, garsoniere, case, sat, în sat, în orașe, în care sunt oameni singuri. Așa este. Acestor oameni dragi le transmitem: fraților, nu sunteți singuri. Dumnezeu e cu voi. E la masa voastră. Dumnezeu e cu voi și vă însoțește. Bucurați-vă de Domnul, vorbiți cu Domnul, rugați-vă Domnului. Nimeni nu este singur astăzi, ci Domnul a înviat ca să ți se ofere și ție, cel care poate că stai singur la masă. Ești cu Dumnezeu acolo. E îngerul tău păzitor care te ocrotește și e Dumnezeu prezent în duh, în har. Duh este Dumnezeu, viu este Dumnezeu și ar trebui să te bucuri de existența Lui, invocându-I prezența. Doamne, fii cu mine, Doamne. Doamne, mă bucur de Tine. Doamne, mi-e drag să fiu cu Tine, Doamne. Ar trebui să ne rugăm mereu la Dumnezeu, nu mereu să cerem și să cerem, ca neam de traiste suntem, știi, că cerșători care cerem tot timpul să ni se dea, să ni se facă. Nu ar trebui să numai să cerem lui Dumnezeu. Hai să-I spunem lui Dumnezeu că ne-e drag să fim cu El. De-aia ne rugăm. Comuniunea asta de iubire nu înseamnă că eu, dacă mă văd cu tine, nu mă văd cu tine ca să-ți cer ceva, ci că mi-e drag să fiu în prezența ta. Nu soțul tău când se vede cu tine și spune: draga mea, ieșim în parc. Tu când te duci în parc cu soțul tău, nu ai vreun interes să vezi o anumită floare dintr-un parc. E doar un prilej ca să fiți împreună, să vă bucurați unul de altul. Deci noi când suntem cu Dumnezeu, n-ar trebui să ne vedem așa de, cum să zic, materialist. Să-I cerem lui Dumnezeu să meargă bine, să-I meargă rău aproape lui, să cerem chestii punctuale, știi? Și atunci, cumva, rugăciunea noastră e imperfectă. Rugăciunea adevărată este aceea în care îl rogi pe Dumnezeu și îl chem pe Dumnezeu ca să stea cu tine. Părtășia. Părtășia cu El, părtășia. Ți-e drag cu El, mi-e bine cu tine, Doamne. E așa de frumos cu Dumnezeu. Și atunci celor singuri astea le transmite: fraților, e așa de frumos cu Dumnezeu. Poate de multe ori pe cei care trăiesc în case mari și cu gălăgie multe și cu paranghelii din astea, se pierde sensul, ajung păcatele, că unul a zis ceva de tine, te raportezi la celălalt, super că te-a jignit, că nu te-a băgat în seamă, mă rog, tot felul de raportări de tipul ăsta pe orizontal. Ei, cu Dumnezeu e mai bine. Dumnezeu nu te jignește niciodată, Dumnezeu te iubește așa cum ești, te iartă și îți oferă harul Său dumnezeesc în dar. Așadar, cei singuri, și nu doar ei, dar mai ales cei singuri, vorbiți cu Dumnezeu și Dumnezeu e cu voi la masa de Paște. Mă bucur că i-ați avut în vedere și pe cei solitari. Sigur. Care, de fapt, cum spuneți, nu sunt singuri. Absolut. Dumnezeu este împreună cu ei. Da. Dar problemele apar, precum spuneam mai devreme, atunci când sunt mai mulți membri ai familiei. Ar trebui să existe o reconciliere, să ne conectăm la viața de familie. Din nefericire, lucrurile stau altfel, cum spuneați, pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice se generează anumite dispute, anumite conflicte, anumite tensiuni, și se uită esența, până la urmă, Paștele. Da, să știi că de obicei mânia, păcatul mâniei, depărtează pe om de Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că la polul opus, Dumnezeu este pace.
Iisus Hristos când se întâlnește cu ucenicii astăzi, da? Gândiți-vă la ei, fricoși, stând în frică în casa lui Ioan acolo pe muntele Sion, lângă cetate, știți, cei care ați fost acolo știți, stând ascunși de frica iudeilor, atunci era o frică îngrozitoare, Iisus tocmai fusese răstignit, soldații erau la mormânt, păzeau, era o teamă și Iisus vine la ei. Ce poate să fie mai extraordinar decât faptul de a veni Iisus dincolo de ușile încuiate? Gândiți-vă o secundă, bărbați în toată firea, ascunși de frică, iar femeile, curajoasele, cu mir, da, cu mir purtând la ele, se gândeau cine va prăvăli nouă piatră, nu se mai gândeau la Ana, la Caiafa, nu se mai gândeau la Ponțiu Pilat, nu se mai gândeau la cele care puteau să le facă ceva. Nu, ele vroiau la Hristos. În timpul acesta, acești curajoși, între ghilimele, bărbați în toată firea, ascunși de frica iudeilor. Și iată că vine Iisus la ei și le spune, pace vouă. Deci Iisus le dăruiește ceea ce n-aveau. Pace. Ce ne dă nouă Dumnezeu, draga tati? Ce n-avem noi? N-avem pace. Nu vezi că suntem de agitați, nervoși, supărați, ne încrâncenăm repede la orice mică chestie, numai o factură, ți-a venit o factură, vai, stai frate că ai consumat, trebuie să o plătești, asta este, te gândești, faci efortul mental să înțelegi ceea ce este în spatele realităților pe care le treci și ți le asumi. Deci ne agităm prea ușor și ne pierdem pacea, dar nu realizăm că pierzându-ne pacea, îl pierdem pe Dumnezeu, de fapt. Și dacă gătești, te gândești cum să iasă mâncarea, cum să fie totul bine și te focusezi pe orizontalul ăsta nesemnificativ, uitând că Dumnezeu e pace. Dar dacă spui, Doamne, ajută-mă, Doamne, să gătesc. Doamne, ajută-mă ca masa de Paști să fie o bucurie. Doamne, ajută-mă să mă bucur de cei dragi, fără să mă uit în spate la ceea ce nu au. Că așa, într-un perfecționism, găsim ceva rău în fiecare. Știi? Sfânta invidie, se mai numește ea, în care vezi mereu, a, uite cu ce mașină a venit cu tare, ia uite ce, cum s-a îmbrăcat nu știu cine, dar ia uite ce, și atunci tu vezi răul. Ce vezi? Ce ești tu? Deci tu, practic, te vezi pe tine în oglindă. Deci se oglindezi? Da, totul este oglindire, iar păcatele și patimile, draga mea, cruiesc o plasă în fața noastră existențială. Și noi eu nu te mai văd curat cum ești tu în realitate, ci văd plasa asta și văd numai răul. Și asta este o mare durere. De aceea îi rugăm pe oameni ca să scoată plasa asta, să se unească cu Hristos, care curăță toată închipuirea minții noastre, pentru că ce a făcut Hristos? A venit la cei 12, 11 și le-a oferit pacea sa și ce le-a mai făcut? Le-a oferit adevărul. Dacă noi trăim în adevăr, suntem liniștiți. De multe ori trăim în închipuirea minții noastre. Mintea asta, maimuța asta nebună, mintea care vrea ea foarte mult control, știi? Și controlul ăsta al minții te duce într-o zonă de egoism și pierzi duhul și nu știi ce ai. De ce sunt agitată, de ce sunt agitat, de ce sunt nervos? Păi pentru că ai pierdut pacea lui Dumnezeu. Să nu uităm cuvântul ăsta, mie îmi este în inimă de fiecare dată când mă enervez. Pacea mea dau vouă, pacea mea las vouă. Adică Domnul ne dă pacea Lui. Și dacă noi ne enervăm, uităm de Domnul. Dacă spun, Doamne, dă-mi pacea Ta, în momentul ăla mă liniștesc doar la gândul ăsta. Am nevoie de susținerea acestui gând. Domnul este dătător de pace. Liniștea sufletului vine din comuniunea asta directă cu Dumnezeu. Am scris o carte de dialoguri împreună cu jurnalistul Dan Negru și am lansat-o de curând și recomand celor care ne urmăresc cum dobândim liniștea sufletească. Acest dialog al meu cu Dan Negru, acest ziarist curios să afle foarte multe lucruri, m-a întrebat, părinte, cum e cu lăcomia? Eu am un Mercedes mare, îmi doresc, am mașină, am bani, Dumnezeu are ceva cu astea ale mele? Faptul că, și am spus, dragul meu, am spus acolo în carte ca răspuns, Dumnezeu nu are o problemă cu ceea ce ai tu. Doar că dacă ceea ce ai tu se interpune între tine și Dumnezeu, e o problemă pentru tine, nu pentru Dumnezeu. Adică tu stăpânești lucrul respectiv, exact. Sau El te stăpânește, exact, pe tine. Asta e raportul. Exact, dacă îl pui în operă fără să te afectezi de asta, e în regulă. Dacă tu ai bănuți și ești filantrop și iubitor de Dumnezeu și de oameni, Doamne ajută! Sunt oameni de afaceri, dar
și cine susține postul vostru TV, nu? Adică oamenii ăștia fac fapte bune. În sine, faptul de a oferi cuvânt ziditor de suflet poporului este o faptă bună. În sine este un act de filantropie. Ca să obținem actul ăsta de filantropie, a trebuit să fie cumpărate aceste fotolii, aceste camere de luat vederi și în sine este o cheltuială materială pe care Dumnezeu o va răsplăti dincolo. Peste puține te-am pus, peste multe te voi pune. De cele mai multe ori mama este epuizată, posomorâtă, îmbufnată chiar, pentru că trudește din greu. Este o cutumă a necivilizației noastre. În sensul că bărbatul stă la masă și îi se pune masa. Iar pentru mine cuvântul, tăticul meu era alcoolic, știi? Și când venea de la servici, era electrician, și când venea de la servici, trecea pe la birt și mai era un pic amețit așa și intra în casă și spune: pune-mi să mănânc. Acest dăm să mănânc pentru mine era, cum să vă spun, o durere, pentru că mămica și ea venea tot de la servici, de la schimbul 1, de la fabrica de becuri, și venea și ea și ea, la fel de obosită ca el, ea trebuia să și gătească și să-i și pună să mănânce. Știi, asta mi se pare totalmente nedrept. În primul rând, masa de Paște nu trebuie pregătită doar de doamne, ci trebuie ca toți să ne angrenăm în asta și în familia mea se întâmplă asta, cu toții, cu copiii, cu toții mergem la bucătărie, pregătim. Deci cel mai frumos moment, de fapt, este statul ăla în bucătărie în care punem ridichea, punem sare, punem salata verde, pregătim salata pentru fripturică, pregătim hrean, punem, tăiem pâinea, unul pune șervețelele, altul pune lumânărelele, fiecare pune ouăle roșii, fiecare face altceva. Apa minerală și mai departe. Deci este acea, o numesc eu, foială sfântă, acea mișcare sfântă în care fiecare vrea să ajute cu ceva. De ce o numesc așa? Pentru că tu vrei să ajuți, vrei să te pui la dispoziție. E incorect și e nedrept să stai tu la masă, să ți se pună masa. În primul rând, Mântuitorul a spus clar, cel care vrea să fie mai mare, să slujească. El a spălat în joia cea mare, da? Picioarele ucenicilor săi, arătând că de fapt adevărata valoare este dată de slujire. Smerenie. Cel mai mare din casă este cel care spală vase. Cel mai mare om din casă este cel care spală vase. De ce spun asta? Pentru că cel mai mare om este acela care are disponibilitatea să se pună în slujba tuturor celorlalți. Uh-huh. Și dacă cel mai mare om din casă este cel care spală vase, ar trebui să fie un concurs cine să spele vase. Și deși știm asta, nu facem asta. Și cel mai smerit spală vase. Dar smerenia înalță și Dumnezeu răsplătește smereniei. De aceea îi îndemn pe bărbați să spele mai des vase, să se implice mai mult în bucătărie, în treburile aparent neimportante, dar deosebit de importante, și anume implicarea și emoțională acolo alături de soție. Să te vadă soția, să te vadă mama, că ești acolo, că vrei să ajut și tu. Ia spune-mi, cu ce să te ajut, draga mea? Păi în momentul în care ai făcut asta, acorzi, dai timpul tău lucrării acestea, care este o lucrare duhovnicească de iubire. Ce s-a întâmplat atunci ilustrează foarte bine Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și învățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul
a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Croapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Oare de ce anume simt oamenii nevoia în această perioadă? Sunt lucruri diferite. Că oamenii nu simt nevoia de ceea ce au cu adevărat nevoie. Întrebarea ta este o întrebare cu două direcții. De fapt, reala nevoie a oamenilor este de smerenie. Oamenii astăzi nu mai acceptă smerenia ca pe un fapt mântuitor, ci fug de ea, de smerenie. Și asta este ceea ce au ei nevoie, de mai multă smerenie și de mai multă așezare. De ceea ce vor ei este cu totul altceva. Și aici oamenii acum sunt speriați. Și de război, a fost și acest COVID, au fost toate aceste lovituri pentru societate, traume, și acum trăim împreună o traumă colectivă. Trăim cu toții un soi de anxietate colectivă, societatea este anxioasă, este tristă și nu-și găsește locul. Pentru că, iată, prețurile cresc, puseul inflaționist ne sperie, iată-ne din nou focusați doar către, din păcate, doar către ceea ce n-ar trebui să fie, și anume doar către, focusați doar către material. Suntem focusați doar pe material și asta nu e bine. Cred că fiecare dintre noi, în fața acestor realități care aduc întristare sau au adus întristare în societate, creștinul adevărat, creștinul iubitor de Dumnezeu, ar trebui să-și mute focusul mai ales către lucrarea legăturii vii cu Dumnezeu. Și această legătură vie cu Dumnezeu îți oferă un har și îți oferă răspunsuri la întrebări existențiale. Omul care trăiește în har nu se sperie, nu e disperat. Și simte nevoia principală, cea spirituală. Deci omul care pune sufletul să fie slujit de trup, a câștigat. Că trupul să slujească sufletului, așa e firesc. Ca trupul să slujească sufletului. Și atunci e bine. Dar când este invers, trupul este un prost stăpân. El vrea confort, el vrea mâncărică bună, băutărică bună, somn, filme multe, de toate, confort. Și tot confortul acesta îl depărtează de Dumnezeu. Cei care, din citatul pe care l-ai citit, înțelegem că asumarea suferinței, înțelegerea necazurilor, starea aceasta de durere pentru lume, sigur că noi nu avem capacitatea pe care a avut-o Hristos să simtă în inima lui durere pentru întreaga existență a istoriei, pentru toată istoria. Noi ar trebui să simțim durere pentru cei din zona noastră existențială, da? Pentru prietenii noștri, pentru colegii noștri, pentru rudenile noastre. Ne doare pe noi când este o colegă de servici bolnavă. Ne doare doar când e copilul nostru bolnav. Și atunci suntem în alertă repede, doctor, cu tare. Dar nu e suficient. Ar trebui să avem prieteni medici pe care să-i sunăm și când un vecin are o problemă. Adică noi ar trebui să extindem mai mult dragostea noastră pe care astăzi, în mod egoist, o avem doar în familie. Uh-huh. Suntem ultraconservatori.
Adică nu ieșim un pic din conservatorismul ăsta, expunându-ne chiar să ajutăm pe mai mulți oameni. Nu facem asta și stăm strânși așa doar în familie. Se rezumă doar la cercul ăsta familial. Da, totul se rezumă doar la cercul mic al familiei noastre. Da. Și nu e regulă asta, nu e regulă. Omul iubitor de Dumnezeu se dăruiește pe sine. Păi Dumnezeu, care e modelul nostru, s-a dat pentru viața lumii, ca lumii să-i fie bine. N-ar trebui și noi să ne dăm pentru viața lumii noastre. Eu nu pot să schimb lumea, eu nu pot să schimb orașul București. Da, sunt 335 de biserici, sunt case de rugăciune, groază, sunt mii de zeci de mii de oameni care se roagă. Dar în bloc la mine încerc să-mi ajut un vecin, încerc să-mi vorbesc cu o rudenie, încerc să, ce să fac, să schimb un pic lumea mea, lumea prietenilor mei, lumea celor dragi mie. Și îmi e drag să pot să mă pun în slujba acestui demers de a schimba nu doar cercul strâns al familiei mele, ci un cerc mai deschis. Ioan Gură de Aur are imaginea asta, zice: creștine, aruncă o piatră în lac și vei găsi niște cerculețe, da? Și spune acolo, nu poți să spui că ești filantrop cu cel de la ultima undă și să vorbești urât cu mama ta și cu tatăl tău și cu familia ta. Adică respectă întâi dipticul, întâi cu cei dragi și după aceea rudenii, prieteni, cunoscuți, cea mai de colegi. Deci cumva ar trebui să ne gândim mereu la piatra asta aluncată într-un lac și la vibrațiile din apă, care să fie un model pentru noi. Hai să fim drăguți cu toți, mai mult decât simpla noastră apropiere doar de cei dragi ai noștri, și Paștele este un prilej pentru asta, un prilej foarte bun pentru asta. În urmă cu două săptămâni a avut loc Duminica Floriilor. Iisus a intrat triumfător în Ierusalim, era primit cu ramuri de finic și de măslin. De ce a intervenit această răsturnare de situație de la intrarea triumfală la batjocorire, la înjosire? Aici, vezi tu, aici se vede foarte clar distanța dintre popor și protipendadă. Deci conducătorii poporului sunt ceva și poporul este altceva. Ferice de conducătorul care trăiește legat de popor. Se întâmplă rar treaba asta. Și atunci vedem că acum 2000 de ani poporul l-a primit la intrarea prin poarta de aur. Poporul, copiii, luau ramuri de finic din copaci, strigau Osana, pruncii și masa asta de oameni care l-aprecia. El a vindecat orbi, ologi, l-a înviat pe Lazar a patra zi. Deci poporul, publicul, să zic așa, publicul, da? Și tu ești dependentă de public, da? Îți măsori publicul, ai un public al tău care știi că atunci când tu apari undeva, publicul ăla te urmărește pe tine, da? Deci e o conexiune între tine și publicul tău. E, acolo, în vremurile acelea, publicul, poporul, îl diviniza, era firesc, era cunoscut ca binefăcător, da? Însă când a ajuns în templu, acolo s-a întâlnit cu saducheii, cărturarii, fariseii, conducătorii, arhierei, Ana și Caiafa, cei care conduceau poporul și care aveau în ei dorința să-l ucidă. În întâlnirea aceea, după părerea mea, cea mai cumplită condamnare la moarte a fost aceasta. În întâlnirea aceea au spus, mai bine să moară un om pentru popor, adică e iubit de oameni, oamenii merg după el, noi ce o să facem în situația asta? Hai să-l omorâm. Deci a fost o crimă abominabilă în numele rămânerii lor la putere. Și atunci, ceea ce a însemnat primirea aceea cu osanale este ceva, este realitatea întâlnirii Iisus cu masa de oameni simpli. Dar când a ajuns la templu, acolo deja, când a răsturnat mesele din templu, imediat au venit și l-au întrebat, ce faci? Cum? Adică ne iei puterea nouă? De fapt, a fost o dispută de putere. Iisus este regele inimilor. El a atins inimile întregii umanități, inimile oamenilor, tuturor oamenilor. A atins inima umanității întregul ei. Și atunci, în momentul în care tu, ca și conducător spiritual, vezi că tu practic nu mai însemni nimic, ci că adevăratul Mesia a venit deja, dacă tu nu-l recunoști ca Mesia, singura cale a lor a fost să-l ucidă. Și de fapt i-au dat viață prin asta. Însă strigătul din Vinerea Mare, răstignește-l, versus strigătul Osana, arată totuși cât de ușor poate fi influențat poporul. Adică poporul acela care striga, nu știu dacă e același popor.
E posibil că aici să avem de-a face cu oamenii care stăteau pe lângă templu, care strigau răstignește, răstignește, dar tot la fel de adevărat este că nu s-a născut o mișcare, un curent de opinie de popular în care să spună poporul masei conducătorilor, să spună poporul conducătorilor, nu-l omorâți, iar noi, e Mesia, nu-l omorâți, nu-l ucideți. Doar Ioan Evanghelistul cu Maria, cu femeile erau lângă el, în rest, până și Petru, a fugit temându-se. Deci frica de putere, de puterea asta lumească, frica de putere, frica să nu se întâmple ceva rău, a generat această tăcere a poporului și această asociere, până la urmă, că prin tăcere ei s-au asociat acestei crime. Baraba a ieșit câștigător, exact cum ies politicienii pe care trebuie să-i suportăm 4 ani. Oamenii vindecați de Hristos n-au fost în ziua aceea. Oamenii cărora Iisus le-a dus la viață copiii, le-a înviat pruncii, n-au fost nici ei acolo. De ce? Pentru că este mai lejer să nu mergem la vot, că tot făceam paralelă, da? Nu mergem la vot. Și se duc ceilalți, cum s-au dus atunci. Pleava societății, gunoiul. Aici trebuie să luăm în considerare foarte serios faptul că pe lângă saducheii, cărturari, farisei, mai era o groază de slujitori ai lor. Uh-huh. Adică, nu știu, imaginează-ți un om din ăsta bogat din zilele uh-huh. noastre, care are șoferi, femei uh-huh. care fac curățenie prin casă, aia toți au familii, deci dacă un om de ăsta vrea, ți adună 200 de oameni imediat și le spune, bă, ziceți ce zic uh-huh. eu. Și așa cred că a fost și în vremea aceea. Adică cumva la curtea arhiereului, când s-au adunat cu toții și s-au găsit repede acei martori mincinoși, e vorba de o pătură de oameni și am observat că se întâmplă în fiecare societate, există mase amorfe, există mase de oameni care iau un anumit curent de opinie și îl duc chiar dacă ei nu cred în el. Uh-huh. În momentul în care apare influența, da? Lideri, influencerii perioadei erau cărturarii și farisei care au spus, a zis că dărâmă templu și în 3 zile îl vrem pe Baraba. Și ei, aceia erau gălăgioși uh-huh. și în momentul în care aceia erau gălăgioși, poporul, zicem și noi. Deci cumva, aici este efectiv influențare perversă, pentru că ei spuneau ceva și poporului era frică și din cauza acestei frici, câte crime s-au întâmplat din frică, draga mea. Ai prins, n-ai prins. Eu m-am născut în 71 și am prins până în 89 perioada aceea în care nedreptatea avea rang de lege. Adică cumva se ducea un om la servici lunea și era chemat la cadre și ce ai făcut? Ai mers la biserică, ai fost la casa de adunare sau unde te-ai dus? Ce ai făcut? De ce tu crezi? Mai crezi în Dumnezeu în vremurile astea ale cucerilor de știință? Cu tare? Și mai se găseau acolo 4-5 oameni de la birou. Ai fost la biserică, ești un nene. Adică dacă mergeai pe calea lui Dumnezeu, erai paria. Erai un om altfel decât ei și atunci cumva binele tău, că tu erai un om bun, da, vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, ce poate să fie mai frumos pentru un om? Ei încercau să zugrăvească binele ăsta pe care tu îl făceai în weekend ca rău. Îți atrăgea stigma. Da, venea stigma. Și atunci exact asta îți spun că se întâmplă și astăzi. Uneori binele este prezentat ca rău. A, ești credincioasă, aha. Ești bine? Adică, tu mergi pe calea lui Dumnezeu, ești ok? Adică, cumva ești tratat așa, ca și cum ai avea o problemă, știi? Ceea ce este grav, faptul că societatea asta, care este pluriculturală, care e postmodernă, care primește toate realitățile cu brațe deschise, brusc, dacă ești creștin practicant, ai o problemă. Uh-huh. De unde vine asta? Din faptul că să fii creștin practicant, ai niște exigențe. Nu intri în sfatul fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor. Nu bârfești cu ei, cu ele. Uh-huh. Îți faci treaba bine, nu minți, nu furi, nu juri, nu drăcui. Și atunci omul ăla care te vede că tu ești altfel, are 2 alegeri. Ori încearcă și el să fie și zice, mă, ce bine, mă,
și bine ar fi să fie așa, dar puțin fac asta, dar majoritatea, neputând să urce și el pe piedestalul pe care tu ești acolo prin efort, prin sudoarea frunții, te înjură. E mai ușor să arunce cu noroi. A, ești credincioasă, du-te încolo, că nu, eu nu pot să merg pe calea asta și atunci arunc cu noroi dacă nu pot să merg pe calea asta, ca să-mi hrănesc conștiința, a, ăștia ori face ei ceva, sunt cu rușii, sunt cu Putin sau cine știe, tâmpenii, știi, adică găsesc ei ceva rău să-ți spună, știi, îți găsește o scamă pe roche, uh-huh. În loc să zică, draga mea, ce roche frumoasă ai, ce splendidă e culoarea asta, uite cum face ape, ce frumos contrast cu chestia aia alb-argintie din mijloc, te felicit, ce frumos, ce frumoasă ești, curat, așa ar fi normal, să-ți spun adevărul, ești în adevăr așa când spui asta, dar dacă eu n-am oi cu curaj să zic, cine știe, uite ce bani are asta, ce... Câți bani o fi dat pe rochia asta? Adică în loc să se bucure de ceva frumos, așa este și creștinul astăzi. Creștinul astăzi este așa și a fost așa dintotdeauna, draga mea. Iisus Hristos a spus clar, e limpede, sunt doar două căi. Calea pierzăniei și calea lui Dumnezeu. Nu sunt mai multe. Și atunci el a spus clar, în lume necazuri veți avea. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Deci noi, dacă suntem ponegriți de societate și de media, că ne luăm hate, cât hate ne luăm în online, popilor, v-ați găsit voi să spuneți cu tare. Bun, ne luăm hate-ul pentru că și Hristos și l-a luat. Dar e clar, e limpede că necazuri vom avea în lume și că dacă nu ești ca ei, ai o problemă. Mm. Și atunci să te aștepți. Eu consider că dacă nu sunt urât de cineva, dacă nu cineva mă înjură, nu e regulă. Pentru că abia atunci ești ca Hristos. Când te vorbește de rău, când te ponegrește, când te batjocorește. De ce? Pentru că nu-ți găsește altceva și atunci te jignește în mod gratuit. Și asta, prin asta, te asemeni cu Hristos. Pentru că și Hristos a fost batjocorit, deși el a făcut bine. El învia morții, ei îl pălmuiau. El vindeca orbii, ei l-au omorât. Deci, iată, vei face bine societății și societatea se va întoarce împotriva ta. Deci noi cu toții, cei care îl urmăm pe Hristos și te numeri printre ei și ne numărăm, aici suntem la o televiziune de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu. E, când mergi pe calea asta, trebuie să mergi pe urmele pașilor lui. El ce a făcut? A mers la Betania, a înviat, dar și noi încercăm să înviem oameni prin harul pe care tot Domnul trimite, să înviem conștiințe, da? După care suntem invitiați, suntem persiflați, batjocoriți, da. Dar mergem pe urmele crucii lui, îl urmăm pe el, suntem, iată, jigniți, urcăm crucea, urcăm Golgota, ne răstignim pentru lume, adică cum? Păi cum, tu nu ți-ai luat ultimul model de ceva? Nu! Răstignit sunt pentru lume. Stau în poziția asta. Pentru că Domnul meu așa a stat. Și după ce stau așa și spun iartă-i, Doamne, pe cei care îmi greșesc, atunci îl urmez și eu la înviere. Deci nu poți să ai succesul și bucuria învierii, victoria învierii, decât după ce asumi năduful și sudoarea Golgotei. Cei care se bucură astăzi de Paște... Trecem la cruce. Exact, deci nu poți să spui că sunt astăzi oameni care se bucură de drob și de miel. Nu este despre drob, Paștele nu este despre miel, este despre bucuria sfântă a învierii sufletelor noastre prin învierea Lui. Dacă sufletele noastre nu înviază astăzi, dacă noi astăzi nu ne simțim înviați de Iisus Hristos care a murit pentru noi, degeaba. Este ziua de astăzi, nu e pentru mâncare și băutură, este pentru învierea, adevărata înviere a sufletelor noastre. De multe ori spunem, crucea este prea grea pentru spatele meu, mai bine am lăsat-o deoparte sau mai bine am tăiat din cruce, dar cel mai bine ar fi să ne fortificăm, să ne întărim mușii ca să putem să o cărăm, să o ducem în spate. Este. Nu e ușoară deloc, vezi tu, aici e o înțelepciune a lui Dumnezeu extraordinară. În fiecare zi, draga mea, avem prilejuri. Avem prilejuri să urcăm sau să coborâm. În fiecare zi când ieși aici în trafic, la primul semafor, trece unul pe galben și ai un prilej să-l ierți și să-l lași sau să-i zici, ce ai făcut, nemernicule? Uh-huh. Poate omul a merge la spital, tu nu știi. De aceea avem prilejuri în fiecare zi. Din gesturile mici creștem sau
coborâm. Urcăm sau coborâm. Deci noi suntem întrepte, așa e viața noastră, întrepte. În fiecare zi, prin micile gesturi, prin micile atitudini, prin gânduri, prin fapte, prin toate astea, urcăm sau coborâm, urcăm sau coborâm. Deci crucea noastră este grea pentru că noi ne-o facem grea, singuri. Crucea noastră este ușoară pentru că avem capacitatea să ne focusăm pe cei cu adevărat important. Cel care are o cruce pe care o poate duce este pentru că știe să-și pună sufletul în ce cu adevărat contează. Uite, sunt doamne, spre exemplu, sau domni care stau numai în lucruri nesemnificative. Și dacă ai observat, când stai de vorbă cu ei, numai despre lucruri nesemnificative. Și ei se pierd în amănunte. Și viața lor este în amănunte. Te doare sufletul de ei. În aceste momente sfinte ar trebui să ne gândim la faptul că n-am fi putut fi aici dacă Dumnezeu nu ne-ar fi ajutat. Astăzi ar fi momentul în care să facem un remember al vieții noastre. Păi unde suntem noi astăzi, frate? Unde am fi fost noi dacă n-ar fi făcut Dumnezeu miracole zi de zi în viața noastră? Gândește-te la viața ta, eu mă gândesc la viața mea. Doamne, toată viața mea este un șir de miracole, unul după altul, unul după altul. L-am văzut pe Dumnezeu în intersecțiile vieții mele, cum mi-a șoptit. Fă dreapta și am făcut dreapta și a fost bine. Fă stânga. Și am făcut stânga și a fost bine. Doar mi-a șoptit, pentru că în Apocalipsa capitolul 3, atât de frumos cuvântul ăsta, îl am în inima mea. Cât de mult se smerește Dumnezeu, draga mea, și spune acolo, El care a făcut cerul și pământul, El care ne-a făcut pe toți, da? El spune așa, eu stau la ușa inimii tale și bat. Deci El a făcut și ușa, El a făcut și clanța, El ne-a făcut și pe noi și stă la ușă. Deci El care a făcut casa, stă la ușă. Ce nobil e, ce smerit e și dacă vei deschide, vom intra la tine și vom cina cu tine. Ce poate să fie mai frumos? Și suntem acum împreună la cina Domnului. Cinăm cu Domnul. Când? Când ne împărtășim de cuvântul Lui. Și noi acum cinăm cu Domnul. Atunci mesajul este să deschidem ușile inimii. Exact. Da. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru că v-ați luat din timpul dumneavoastră prețios ca să fiți astăzi împreună cu noi. Cu toată dragostea mea, sunt epuizat după multă, multă muncă și în media, dar și în fața enoriașilor mei. Militez cu toată inima mea pentru prezența fizică în Biserica lui Dumnezeu, pentru întâlnirea directă cu Dumnezeu, acolo unii lângă alții, umăr la umăr, să simți mirosul de transpirație a celui de lângă tine, între ghilimele, să fie un pic de jertfă. Să fie un pic de jertfă, să fie un pic de efort. Această sărbătoare ne arată încă o dată faptul că suntem zero fără Dumnezeu și că Dumnezeu este minunea din viața noastră, să păstrăm o relație vie cu noi, pentru că degeaba a înviat dacă nu înviază și noi. Și asta nu o poate face decât prin voința noastră. Haideți să-L chemăm să învieze și noi. Vino, Doamne, în sufletul meu, că fără Tine nu pot face nimic și așa de bine e cu Tine, Doamne. Așa de bine e cu Dumnezeu. Cum a fost în seara asta între noi? I-am simțit prezența aici a Duhului Lui Sfânt, care animă tot ceea ce aduce, care animă viețile noastre și care aduce deplinătate. Nu e nimic deplin fără El. De aia e bine să-i dai tot lui Dumnezeu, draga tati. Viața ta, felul în care îți duci copilul, viața ta de familie, în bucătărie, vino, Doamne, și ajută-mă, în living, vino, Doamne, și ajută-mă, în natură te slăvesc pe Tine, Doamne, peste tot e Dumnezeu, hai să-L vedem pe Dumnezeu în toată existența noastră și viața noastră va fi un rai încă de pe pământ. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, mulțumesc încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci vă reamintesc că ne puteți găsi pe rețelele de socializare, pagina de Facebook A7TV, pagina Laura Manciu, pe site-ul a7tv.ro, unde aveți informații utile, recente și nealterate. Ne găsiți și pe YouTube, TikTok, Instagram, A7TV. Toate cele bune! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.